Asta am zis și eu. Curând, dragii mei, o să vă spun, urmează un feat în vară, pentru că vom face continuarea la până vara viitoare. Care cum se va numi? Vara viitoare, că a venit gen aia de până vara viitoare. Nu știu încă exact cum se va numi, dar teoretic, nu garantez că așa se va numi, e posibil să fie Mă întreabă inima. Mă întreabă inima. În schimb, luni, asta e o premieră și pentru Luisa, care o să aibă un șoc când voi spune asta, filmez clip cu Shift. A, știai? Păi tot cu San? Tot cu tine? Tot cu San. Luni. Luni? Și în aplauzele voastre! Intrați, vă rugăm, luați loc. Haideți, nu! 28.000. Cât sunt să mă duc să-mi pun costumul dacă sunt 30.000? Poți în training. 300? De la cât în sus să te anunțăm? Pe data 150 sunt mai prietenii. Și mare 50 de fani. 209, 300. Ia uite cum crește, a apărut Randy, ești nebun. Care-i treaba cu tine, frate? Mamă, uite-te cum crește. Mitrei Charles! Zi-mă, dar care-i treaba cu tine? Ia uite, mă. Ți-e rușine de privirile oamenilor? Spune dacă... Zi, mă, ți-e rușine de privirile... Nu. Uite, zice lumea că este Cred... anul ăsta, că ești foarte talentat. Ce părere ai despre asta, Sam? Sunt da. Nu mă zi. Da. Anul meu poate fi... Uite, mă sună... Îl aveți pe Andrei aici și... La ce m-ați mai... Știi, mișcarea și cu microfonul. Păi nu, că stă puțin, stai. Deci San Toma ne-a zis că e talentat. Wow. Altceva? Nu ești de acord cu asta? Păi nu, mă, nu, dar... Cine ți-a filmat ultimul clip, Andrei? Cine ți-a filmat ultimul clip? Păi concluzia care, ești talentat sau nu? Tot San i-a filmat? E talentat, dar oricum v-a zis el înainte, nu mare farmesă la audio. Că săptămâna viitoare fix despre puterea asupra mea fac și eu poliția muzicii. Eu cred că am auzit o mică. E numai bine. O mică, o foarte mică parte. Nu, despre clip. Nu pot să mă zic. Despre piesă, nu despre clip, nu? Despre piesă, da. Despre asta e vorba, deci talentat cum ziceam. Despre piesă. Deci despre piesă și clip, dacă pentru că... Andrei punea și pe afiș, poate erau mai multe vizualizări. Ce afiș? Ți-ai făcut afiș? Mamă, frate. Da, mă, să știți că e adevărat că San este foarte talentat. O zice și el. În ce an eram când am filmat noi prima oară clipul ăla, scurtmetrajul ăla, foarte scurtmetrajul ăla? A, da, chiar, frate. Ți-am zis că o să ajungi departe, de atunci ți-am zis. Băi, deci fii atentă, tu știi, mă? Mai mult de 5 ani. Prin 2010. Câtă poza aia legat de coață de frigider. Prin 2010 n-aveam nicio treabă cu industria asta, nici tu n-aveai. N-aveam. Niciunul. Și nici nu prea. Și ne știam. Și încă nu are. Și încă nu avem treabă foarte multă. Bună, mi-a plăcut. Da, și mie mi-a plăcut. Și am filmat un foarte scurt metraj și ați luat cu Lazar Cercel și ați luat și niște premii, nu? La un festival sau ceva. De la TIFF, am fost pe la Cluj, da. Chiar a fost drăguț. Știam eu că o să ajungi departe. Eu știam că o să ajungi departe. Că o să ajungi departe, da. Haide, ziceți. Mă întreabă cineva dacă m-am gândit să fac un feat cu o trupă de rap sau cu un rapper. Tocmai am făcut o piesă și un clip cu El Niño, nu știu dacă știți. Pentru Liniște se numește piesa, puteți să o căutați, foarte tare. Are milioane și milioane și milioane de vizualizări. Ia uite, să nu uiți de unde ai plecat, scrie Adrian. Și a făcut tot San clip la ea. Ia uitați-vă. Dacă nu se vorbește la microfoane, se aude? Nu prea se aude, nu? Deci vorbești degeaba. Ai vorbit degeaba până acum. Dar cum e, mă? Încă o dată, hai, tăiați. Merg cartofii la carbohidrații astea? Merg la... A? Da. Nu prea merg, îți zic eu că nu prea merg carbohidrații și astea. M-am urmărit pe mine special să nu mai vorbesc la microfon. Oricum nu se înțelege, da. Ce spui, că vorbești fain, cu gura plină. Și tăicică, exact. Asta ce am zis și eu. Da. A fost primul lucru pe care am zis. Mamă, și eu.
Bine, dar știi, asta spune mult, adică hei, hei San, ce bine arăți azi, nu. Hei San, ce dai mișto. Da, 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 da. Adică asta spune multe despre tine, nu știi să te pui în valoare. Da, exact. Tu știi doar să-i pui pe alții în valoare. Da. Exact. Da. Sunt mândru de asta, sincer, că asta e tot ce-mi doresc. De asta sunt, de asta lucrez mai cu tine. Da. Și nu ești mulțumită. Da, mă, păi da, mă, luni filmez clip cu Shift. Și aici rămăsesem. San, bea vin, pentru că e talentat și talentul e, bine, nu-i ca și cum nu este super evidentă sticla asta aici, lângă noi. Adică nu e... Am făcut de-asta, cum se numește, barter? Pentru live-ul ăsta? Păi, dar nu, mă, că să uite... Să ne dați banii, vă rog, că-mi frumos, că v-am băgat vinul aici. Auzi, San, dar tu de când bei vin? Având în vedere că sunt de la... M-am născut la Văcăreni, la sat, unde se bea vin... De e, acum regret că te-am întrebat. A, nu, zi oricum. Păi foarte serios. Zii, mă. Da, mă, da. La Văcăreni? Așa, și acolo se bea vin, sincer, ca la țară. Dar nu se bea vin numai la țară. De ce zici ca și că numai la țară se bea vin? Ca la țară. Eu nu stau la țară, să vedem, și am vin în curte și tata are vin. Păi și bei vin când, de când te trezești. E numai la țară a stat, știi, poate asta e explicația. Când a văzut trotuară și a făcut o cruce. Nu, mă, vreau să zic altceva. Bă, frate, și tu și la filmări ai băut vin, tot timpul bei vin. Cum adică? Vin, numai și pleci, tot vii? Da, chiar mă, cum e să, la filmări, de exemplu, când tu ești ăla cu treabă, da? Artiștii, clar, voi mai beți, mai, vă mai simțiți? Nu, el a băut. Tu bei? Singur, de fapt, că eu n-am băut deloc la ultimul clip. De curaj? Da, păi na, asta ce cetul cătului, mereu. Nici eu n-am băut la ultimul clip. Nu? Și tu ai băut la ultimul clip. Îmi pare bine, sincer. Și asta e, nu știu, mergem acolo la buget, 100 de... Ah, deci după ce că bei în timpul serviciului, nici măcar nu bei pe banii tăi. Corect, ăsta e farmecul, E bine. Da. Ce întrebări mai avem? Mă simt ca acasă. Da. La noi. La Reșița, nu veniți? Eu... Nu, cred că nu de tine întreabă, zic, adică nu. La Reșița? Noi avem bă, un dar voi un credeți răspuns? Că ei au habar când se duc? Mâine, ba da, nu, avem habar, ideea e următor. O oră înainte afli. Avem... Zi tu când ai următorul concert. Nu, unde? Mă, fii atent, avem un răspuns oficial la această întrebare, că toată lumea întreabă. Da, la Cluj veniți, la Oradea veniți. Ideea este că dacă voi vreți să venim, voi puteți să cereți ca noi să venim și dacă vom fi chemați, noi vom veni, nu venim așa, că ne gândim noi, păi și cum să ceară? Cum mai fi vremea pe la Cluj mâine, hai să ne ducem să facem un concert acolo. Ideea e să ne chemați și păi noi cum? Venim. Cum să vă cheme? Ia zi tu. E cu lecția, a făcut, scris. Ia. Ai 500 de prieteni cu bani și nu știi ce să faci cu ei? Vrei o seară într-un club de fițe și nu ai cine să scânte? Adună încă 499 de prieteni. Și cu un bilet de 30 sau 40 de lei poți să aduci un mare artist, cum ar fi? Rani! Exact, că nu puteai să zici eu. Și cu toți banii ăia pe care i-a strâns, el vă va cânta timp de... Nu este 10-15 minute, nu este... Nu este... Nu mai știu ce am vrut să zic. Era ceva super amuzant. Stai un pic că mă gândesc. Iau de la capăt, că asta e... Nu e, nu, adică voiam să zic că nu e un preț mare pentru o seară total nebună și oricum cântăm și pe bonuri de masă și pe benzină, motorină. Ia vorbește-mă numele tău. În primul rând eu nu cânt doar în cluburi de fițe și nici pe bani mulți. Deci el a vorbit doar în numele lui acum. Acum, dacă... Nu ești cu păiești ieftină cum ar veni, nu? Uite, vezi. Mie îmi place, mă. Uite, vezi cum o dai. Nu mai pleca, stai cu noi aici, te rog eu. Calitatea costă, dar acum și tu ai fost la început, mai la început decât ești acum și la început trebuie să te vinzi puțin altfel față de... Ia, apropo de calitatea costă și de clipul eu ăsta. Eu n-am cântat în Morandi și nici nu sunt artist internațional. Just. Stai să certe ei și de după bine aia bine vorbea, nu de San. Zim cât costă un clip pe care îl faci tu. Câți bani ți-a dat Joe pentru clip? Câți bani ți-a dat Joe pentru clipul ăsta? Tot. Vreau să știu. Famous Production. I-am umplut frigiderul, frate, avea frigiderul, bătea vântul și am luat tot ce trebuia. Cat. Cine?
Să... Nu? Băi, dar nu vreți să vorbiți de bani deloc, pe bune. Între, zi-mi așa, între și între. Între 2000 și 1000 de euro. 2000 de euro. S-a închis. Bine, și 2000 de euro? Nu, în America, zic. N-a dat nimic de băut, este? Da, da, era cristal. Zi-mă. De treaba producătorului, sincer, nu prea le-am cu banii, cu bugetele. Știi, din astea, mingea e rotundă, da. Da, na, nu știu, adică... ce să zic, chiar nu le-am cu bugetele, îmi pare. Poftă bună! Poftă bună, Andrei! Da, deci despre bani nu vor să vorbească. Da. Nu, ideea e că de la clip la clip diferă, de buget, de scenariu, de ideea regizorului, de ideea artiștilor, de ideea... Da, bine, zi-mi așa, cel mai scump clip pe care l-ai făcut tu la noi. La noi. Sunt curios, frate. Zici că e de la o emisiune din aia, da, mondenă, știi, adică de unde vrea să, eu cred că și... să adune mondenități. Eu cred că și copiii ăștia nu, sunt curioși. Nu, mă, lasă-l, mă, că uite, încep să crească. Da. Dacă e vorba de bani, crezi? Da. Ok. Mă, nu știu, cel mai scump a fost 20.000 ceva. 20.000? Da. Bun, bun. Da, media... Da. Să-ți da ție. Să-ți da ție. Ne arată cu degetul, nu știu, încolo. El? Să mă dau eu mai încolo? El să vină mai încoa? Să eu? Mai încolo? Eu să fac ceva? Nu. Să vin mai așa? Să mă dau mai... Gata, am înțeles. Având în vedere că nu te auzi. Da. Îmi place floarea. Îmi place floarea. Și băieții cu codiță sunt fete de treabă, a zice cineva. Mulțumesc, deci frumos. Deci de mine până acum a fost numai de Adidas, pe bune. Și Randy a zis că sunt talentat. Bă, dar de fesul lui nu ce-s nimic? L-ai întors să nu se vadă... Și de faptul că... Ce mai putem să... Că mi-am spart nasul la... Cine a compus Chesera, uite, întreabă cineva. Cine a compus ce? Che... Piesa Chesera, Sera. Păi da, am spus asta de la început, nu? Da. Randy, nu? Da, da, probabil că n-a fost de la început și... Și textul scris? Tot Randy. Vedeți că se aude noise, nu? Era Randy care urla pe aici. Bă, dar știi care e treaba? Că nu intră comentariile, nu poți să le vezi decât pe ultimele sau ceva. Știi? Da. Și oamenii ăștia... Da, mă, hai să o facem pe aia noastră. Să ne și cânti. Adică... Stai că a plecat Alexandrina, în primul rând. Deci Alexandrina! Să... Hai până una alta... Să se aducă Alexandrina. Până una alta, haide să... Altceva. Hai... Păi nu, că vreau să cântăm Chesera, Sera. Eu acum mai uit după instrumente, după chestii. Avem nevoie neapărat și de Alexandrina, nu? Ei, că ea a venit aici cu noi și că e cu noi și că e prietena mea să și facă că terța. E foarte... Și că Anton nu și-a mai schimbat râsul de acum 10 ani. Cineva da, care că... te cunoaște clar de 10 ani. Pentru că râsul e ceva ani. Ce se schimbă, la 2-3 ani îl cam schimbi, că nu poți să-l ții. Cât poți să ții râsul, frate? Mai schimbi. Hai, Alexandrina, unde ești? Băi, Alexandrina, e o tipă foarte talentată. În cazul în care nu știi cine e Alexandrina. Eu știu cine e Alexandrina. Mamă, ce tare ești tu, Coțofană. De clip, da. Păi da, mai, păi de clip, l-am tot întrebat. Da, m-ai întrebat de bani. Lasă-i naibii de telefon, că stai numai cu nasul în telefon. Da. Zic de clip. Salutări, San. Iată. Tu ești. Da. Zim ce, ce se întâmplă? Zim-mi un... Vine Alexandrina. Bănuiesc că se întâmplă și chestii hai din astea... Băi, stați-mă puțin că neprevăzute. Să ne zici, da, neprevăzute. Uh-huh. În afară de faptul că se întunecă prea repede, de exemplu. Da. Zim, s-a întâmplat ceva la clipul vostru, ceva no, ce nu... Am tot întâmpinat necazuri, uh-huh, numai că, nu știu, se rezolvă super repede, numai că te panichează atunci, pe moment, știi? Și uh-huh, el nu se agită și nu țipă, să nu vă gândiți la chestia asta, adică țipă, nu urlă. Nu ne stresează pe toți, nu... Nu face toate lucrurile astea, nu, el este și... foarte calm. Te ocupi și de editarea video de după? Da. Nu, sincer, chiar e tare pe set, e tare și nu te agită și nu te... Stai puțin. Lasă-l chiar mă să vorbească, că mă. Poate s-a înțeles altceva din ce am vrut să zic, dar sincer, chiar e calm pe set, mult mai calm decât ar trebui să fie de fapt un regizor. Dacă vrei să-l dau pe ăsta? Da, zi. Nu mă pot, nu prea. Zi, tu faci și editarea? Dar,
da, fac și editarea, că nu știu, încă nu am găsit pe cineva în care să am încredere să las. Faci editarea pentru toate clipurile tale? Da, da. Și îți ia, să zicem, clipul, hai să zicem, două zile de filmare, să zicem, una. Când există bugetul ăla, da? Deci una. O zi de filmare și cât durează editarea clipului? Mă, editarea durează cam de la 2 la 3 zile. Două la trei zile însemnând că stai 10 ore pe calculator în ziua aia, nu? Da, ceva genul. Și de asta port ochelari, că mi se ducea. Da, de aia porți ochelari de vedere. Și vezi tot de aia. Și stai așa, stai, cu editarea asta video. Tu ai învățat singur-singur? Da, am învățat singur-singur, da. Există, afară există școli, la noi există școli de așa ceva? Mă, nu știu, există facultate de așa ceva. Bine. Care vezi și... Da, există așa ceva. Dar să fim serios, că se... din facultate nu o să iasă unul să editeze cum editezi tu, direct, ca termina facultate. Nu neapărat, da, corect. Adică nu e... Da, mă, asta nu știu, dacă îți place, înveți... Bă, dar e nevoie să faci o facultate. Nu e, mă, nevoie. Cum ca să poți să fii un super bun editor video? Pentru nimic, cred. Ei, jură-te, păi dacă ești medic sau arhitect? Păi dacă ești medic și arhitect... Bine, ai nevoie de facultate. Ai nevoie de, cred că ai nevoie de... Serios, acum, nu știu dacă ai nevoie de facultate, ai nevoie de resursele pe care ți le oferă facultatea. Adică, nu știu. Mm-hmm. De creativitate și de lucrurile astea cu care cumva ai lăsat. Mm-hmm. Dacă ești lăsat. Na, mă, înveți, frate, dacă vrei să înveți, înveți din... Tutoriale de pe YouTube, exact, nu? Exact, cauți resurse singuri și înveți absolut orice, în orice domeniu. Cauți în tine. Mm-hmm. Tine. Da. Bun. Acum, dacă tot a venit și Alexandrina. Iată, bună, Alexandrina. Mă jurez pe mine? Fii atent. Simt că trebuie să faci terța la piesa asta. Presimți o terță. O terță, așa. Hai, trebuie să-mi dai microfonul să fac terța. Să știi că sunt foarte răcită. Da, bine. Nu, da, cred că se simte după cum vorbesc, dar asta e, hai. Che, che sera, sera, asta e viața mea. Noaptea ne iubim, ziua povestim. Sunt clipele bune ce nu le vom uita. Che sera, sera, asta-i viața mea. Asta-i terța, deci... Asta-i terța mea. Numai microfonul a fost, adică dacă nu era microfonul... Da, da. Dacă nu era microfonul... Da. Cât talent. Îmi place. Dar stai că eu mai vreau... Nu, mai stai. Hai să cântăm o variantă a piesei. O ce? Să o cântăm în alt stil. Hai să o cântăm în alt stil, ce zici? Am putea să cântăm oare așa cu un mic... Un mic iz de slatina, de exemplu. Am putea să-i dăm acestei piese un mic iz de slatina. Dacă mi-explici ce înseamnă iz de slatina, da, pentru că la, adică... slatina piesele sună la fel ca la București, spre exemplu, nu știu. Eu cred că da. Toată lumea a înțeles. Dacă se poate, adică... Nu știu să cânt decât ochii averzi pe... Ochii averzi? Merge, da, hai nu, cu ochii verzi. Nu. Buzele pentru tale, pentru ochii averzi. Ce-mi place cum sună. Așa arunc armele. Și totuși... Ai de războiele. Bă, da, puteai... Numai nu știu, eu sunt convins mi-ar plăcea că... să știu și să pot. Da, probabil că dacă ai fi exersat mai mult... Nu știu dacă e neapărat ai vorba de exersat. Ai făcut mai mulți bani din asta. Ai făcut mai mulți bani din asta. Cred că nu e totul despre bani, în primul rând și în al doilea rând. Sincer, mi-ar fi plăcut. Nu e vorba de exersat, e vorba de o chestie nativă. Și cred că de asta nici nu pot. Oricât de mult aș exersa. Eu nu te cred, mă, că nu poți. Nu-mi iese, nu e. Eu nu te cred, nu e că o chestie pe care o am din naștere, din păcate. Eu cred că te alinți. Nu știu dacă e din păcate neapărat, dar nu pot. Da. Deci variante nu vrei să cântăm. Eu caut acum. Îmi doresc foarte mult să găsesc, de să vă arăt. Slatina, auzi. Dar cum e, mă, izul de Constanța? E la fel, dar mai rău. Nu, a zis iz de slatina, că am făcut noi, Caterinca, înainte să intrăm în live. Și a dat-o așa. Băi, ce rău îmi pare că nu găsesc... Mai tare la slatina decât la Constanța, oricum. Nu ai cum. Deci, voiam să vă arăt cum ne cântă Joe în centru vechi. La 4 dimineața. Ia uite ce s-a speriat. Uite ce ochi a făcut. Să vezi ce frumos cântăm piese de vară cu cântăreții stradali. Da, mă, eram în centru vechi și am găsit niște băieți care cântau, sau unul, nu mai știu, unul, doi, nu mai știu câți erau, cântau la chitară. Dar de fiecare dată fac asta când și a venit Joe. Vechi.
Mamă, și la 3 dimineața a făcut un concert așa ad hoc în centru vechi, de se adunase lumea pe acolo, dar nu găsesc filmările. Dar intră, caută doar în clipuri video. E mai simplu. Păi eu știu la câte, în ce lună era, anul trecut în toamnă. Anul trecut în vară, toamnă. Vară, toamnă. Ce vorbești? Păi cum să găsesc? Da, mă, a fost tare. Eram mai mulți, eram o gașcă mai mare și am trecut pe acolo. Băi, dar ce mi-aș dori să vă cânta, arăt. Cânta băiatul ăla la chitară. Dar să știți că de fiecare dată fac asta. În centru vechi, dacă o să mă găsiți cântând cu cineva la chitară, să știți că ne-am cunoscut pe moment și... Și lăsați voi ceva în cutie. Am văzut o pisică. Adică nu... Da, mă, mai știi cum s-a strâns lumea? Ce tare a fost. Băi, nu găsesc, mă, ia. Ce? Nu? Nu citiți? Comentarele. Comentarele fraierilor. Da, mă. Bine. Spune-ne, spuneți-ne... Da, mă, să-l caut eu. Nu ai cum, că nu cred că mai e în telefon eu, că eu le scot. Ia, poate le avem pe Facebook, că știu că mi-ai trimis și pe Facebook. Nu sunt sigur pe Facebook. Unde cânti weekendul ăsta? Cânti pe undeva? Stai puțin. Și ce-i blugii aia? Mâine... Așa ai cumpărat blugii aia? Se văd blugii ca lumea? Bă, toată lumea m-a întrebat putem de blugii. Putem să dăm cu zoom ăștia? Sau ceva? Că te zici că a venit Crăciunul pe pantalonii lui Joe. Globulețe, globuri. Ia. Cum? Explică-mi puțin. Blugii ăștia sunt făcuți de o gagică pe care o cheamă Andra Ghinea și super talentată. Și cam atât. Așa. Chiar e, nu? Și exact. Face că... multe hainele ea și le reinterpretează în stilul ei propriu și personal. Și mă rog de ea de vreo două săptămâni să-mi lase mie și nu vrea, dar nici nu-i dau înapoi. Am înțeles, deci sunt luați... Sunt luați, așa, mâine mă duc, mâine n-am concert, dar mă duc la concert la Damian Drăghici. La sala Palatului. Băi, da, e concertul ăla tare de tot la mă care duc eu mâine. Am invitație. Dar nici eu nu am invitație, mi-am cumpărat bilet, dragule, pentru că asta înseamnă să fiu un artist care apreciezi un alt artist. Ba da, și îmi cumpăr și piesele de pe iTunes care îmi plac, ce crezi? Da? Doamne, să cumpărați. Da, mi-am cumpărat bilet. Las mai le de 1 iunie, nu știu dacă se milește de mine să-mi dea niște invitații, poate mă duc pe invitație, dacă nu, mi-au bilet și las mai ce să fac. Da, altceva, gata, am terminat cu blugii. Stai că m-ai întrerupt, că încă eram la... Explică-mi șosetele astea. Sau... Nu sunt șosete, mă. Ați până sus? Ia uite. Băi, nu cred. Adică e un fel de body, așa? E cu tot. Am avut multe emisiuni astăzi. Sunt în promovare cu piesa. Dar e un pic 50 Shades of Grey, adică... Aha. Depinde de imaginație. Nu, păi acum eu lucrez puțin. Înțelegi? Eu lucrez puțin pe... Nu pe bune, dar... Eu am randat puțin acum. Am băgat privirea aia... Cum se numea, mă, Night Vision din ăla? Da. Superman, cum vedea el prin haine? Ești nebun da, la și cap? Concerte o să mai am. așa, deci concerte nu prea mai am acum o perioadă, pentru că săptămâna viitoare plec în Barcelona la concert Bruno Mars și Ed Sheeran. Îi prind pe amândoi în Barcelona pe cea mea vinovată. Abia aștept să merg. Bă, tu mă ascult? Da, eu te ascult dacă aud filmulețele alea. A. Așa, oricum nu vorbesc pentru tine, de fapt, nu știu de ce mă interesează dacă mă asculti. Așa, după care vin acasă să fie Paștele, deci tot nu sunt concerte, după care plec la Madrid. Cu cine ții, cu Barcelona sau cu Real? Cu Real. Sau cu ce Atletico, crezi, mă duc la, dar nu cu mă duc Barcelona. La Clasico, la Barcelona cu Real, mă duc în Madrid. Da, prietenul meu este mare fan Real Madrid. Foarte bine. Dacă e cu Real Madrid, îmi place. Am fost și la un meci. Îți place oricum, nu doar dacă e cu Real Madrid. Și am prins bilet undeva sus, de era mai aproape de Dumnezeu decât de Cristiano Ronaldo, înțelegi? Pe Dumnezeu îl mai vedeam, pe ăla, atera. Și ultima dată când am fost în Barcelona, am prins Barcelona cu Espanyol, ce crezi? Și i-am văzut pe Gagi acolo frumos. Am început să cunosc fotbaliștii în ultima vreme, nu știu. Și ce fotbalist îți place ție? Beckham. Hai zi unul nou de-ți place acum dacă știi. Ia, n-am voie să zic altceva în afară de Ronaldo. Dai seama că dacă sunt urmărită, nu mai sunt. Pot să zic altceva. Hai ce mă oftic, nu mai pot. Nu reușesc să găsesc. Da, după care
ți-am zis, plec în Madrid, după care vine 1 mai și ne ducem și noi pe la mare, la un Sunwaves, la o... Păi nu cânti de 1 mai? Cânt pe 2 mai. Unde? Pe 2 mai la Vaslui. Pe 2 mai la Vaslui. Cum e asta? E, păi da, crezi că o să mai poată să mai vină cineva la concert pe 2 mai la Vaslui? De ce? Adevărat, tot Vaslui e la mare de... Tot Vaslui e la mare? Mhm. Mm. Da. Da. Păi bine, ce mai... Ce ne mai poți spune despre... Bine, cum se numește ăsta până la urmă? Ne-a scris Lidia Bublecică, urâților. Plasă se numește ea în mână. Plasă? Da. Plasă. Te pup, Lidia. Te pupăm, Lidia. Hai mă, să intru și eu din nou, că nu mai apar comentariile. Hai mă, că încerc eu să mă mai uit. Da, dacă aveți întrebări din alea nasoale de nu se pun, voi scrieți-le și le pun eu. Ia să vedem. Da, nu, hai să nu ne mai uităm toți la comentarii. Da, mă uit doar eu dacă e. Uită-te doar tu, dacă. Ce mai faci, San? Hei, uite, mă gândeam să-mi dai și mie sticla aia de acolo, că ești amabilă și ești. Mamă, uitați-vă la ei. Eu n-am înțeles eu că... Nu, frate. Doar ne simțim bine. Că... Demisecul. Au vrut să mă ia ei și zic, lasă-mă că vin eu cu mașina, eu n-am înțeles injecția despre ce auzi era vorba. Auzi că, cică, a, nu, stai liniștit, cu cât mai mult pentru noi, cu atât mai bine, nu. Ziceai că sunt fițoasă și că beau doar din pahare roz, după cât te observ, beau din pahare de plastic. De plastic. Sunt foarte fițoasă. Prin Constanța când ajungi? Doar ce am fost în weekend. A, nu. Cred că se referea la mine, nu? Constanța, când ajungi? N-auzi că se duce de 1 mai la mare? 5 mai, Constanța. Cânti pe 5 mai în Constanța? A, 13 mai sunt Nicolau Mare. Sunt Nicolau Mare pentru că există și sunt Nicolau Mic, bănuiesc. 17... asta n-am voie să spun. N-am. Gata. Sunt Nicolau Mic. Mare. Nu, eu încerc să mă uit pe comentarii, să găsesc ceva interesant. În Bacău când ajungi? Uite, în sfârșit un om care știe să folosească asta cu Bacău. Că se întreabă în Bacău când ajungi, nu la Bacău când ajungi. Da, corect. Corect? Bravo, bă, Ștefane Paveluc. Sunt mândru de tine. Ci că unde în Constanța cânti? Asta nu știu. Vezi, greu. Dar zic eu că poate să fie 3 locuri. Ideea adică... e că ajung în Constanța. N-ai mari... Nu prea ai pe unde să cânti în foarte multe locuri în Constanța, deci probabil că acolo unde te gândești tu, măi, Sorine. Băi, cum mă, Sorin Cocor și e din Constanța. Și eu, Sebastian Coțofană, din Constanța. Pe noi, așa ne zice, nu, avem numai din asta de pasăre nume noi. Cocor e o pasăre, nu? O piesă cu Mișa? Cocor, Coțofană, da. Mișa, dar chiar Mișa a mai scos ceva? Ce asta? În Pantelimon când ajungi? E comuna sau... Pantelimon, Sălăjeancă, știi să repărești? Nu știu decât partea aia de la... De la zi. Hai, see bagă-mi. Your iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're crapping, you're here for longer, no, I'm just asking, passing, do you wanna drink, no, thanks for asking, na-na-na, hey. Bine, dar de la vreun român, nu știi? Mersi mult. Ce? E loc în care n-ai curaj, n-ai cum să vezi, e posibil să o dai, dar e probabil să iei. Că atâta șmecherie în Constanța mai vezi și că schimbă unii. Nu le mai știu cu astea. E capitala României, e București, e mai mult decât atât, e să o dovedești românii și româncele țigani. Da. Da, nu le știu pe astea. Nu știu, nu. Uite, cântă-ne un vers de la Mafia. Păi, iată. Da. Thanks. Am repărit... Am și cântat un pic, am băgat și o terță mică, am aflat și eu că există plasă din asta, din cap până în picioare. Da? Da, și am aflat de curând, sincer. Mm-hmm. Cântă mesajul meu 10 secunde. Ia uite. Și-ți dau mesajul meu de 4 dimineața. Aș da orice acum ca să-ți văd fața. Ce acustică bună avem aici. Mereu se întâmplă așa,
apar în mintea mea și-ți dau mesajul meu de 4 dimineața. Băi, asta chiar îmi place, vezi? Așa ne-am cunoscut. Mamă, eu cu Sana așa ne-am cunoscut și ar fi dorit să facă el clipul la acest, la această piesă. În primul rând suntem la studio, pe piesa asta. Și pe 7. Am chiar și pe 7 și pe mesajul meu. Tu știi, mă, că Sam chiar era fan înainte să ne cunoaștem? Da? Am să zic, frate, că eu sunt fanul tău numărul 1. De ce? Adică chiar ești fanul ei? Chiar sunt fanul ei. Încă mai ești după ce v-ați cunoscut sau? Da. Sunteți mai mult prieten decât fan. Suntem și prieteni. Da. Sunt buni, chiar foarte buni și sunt și în continuare fanul ei numărul 1. Ai ceva de zis în primul rând? Nu, nu. Numai că voiam să spun ceva foarte inteligent și am uitat. Era de inteligent decât altă. Ce mă oftic numai. Când da, frate, gata, mi-am amintit. Bă, mi se pare super tare, ești nebun la cap. Mi se pare super tare. Cum reușiți voi artiștii din mesajul meu de 4 dimineața? De exemplu, la mine, mesajul meu de 4 dimineața. Ce faci? Dormi? Dormi, dormi, dormi de 10 ori, da? Vreți să vii la mine? Lasă-mă că dorm, că nu știu. Nu, asta nu e voi artiștii. Fetele versus băieții astea. Nu, frate, toți băieții să faceți o artă, pentru că mesajele la 4 dimineața sunt zi-mă, dorm, hai fi la mine, că am chef de puțină. Băi, lasă-mă că e zi, ești cu altul, nu? Zi-mă, ești cu altul, te iubesc și tu ești cu altul. Nu, frate, scris acolo, știi? Nu, dar cum îl zici, așa îl scrie. Da, voi ați făcut o artă din chestia asta, din mesajul de 4 dimineața. Asta mi se pare fascinant. Nu e, mă, niciodată mesajul de 4 dimineața. E cu plâns, e cu din alea, cu bocete, cu plâns la beție. Depinde cine îl dă. Da, da. Eu cred că asta ține de abilitățile astea artistice ale voastre. Mașa, te pup. Lucrurile. Pe cine ai pupat? Mașa, mi-a mulțumit din suflet că am cântat mesajul meu de 4 dimineața. Și că fit cu mafia. Ci că lasă acustica, vocea face toți banii. Băi, da, chiar da. Ești. Știi că mi-a rămas în cap o chestie pe care mi-ai spus-o tu mie. Ce? Acum mult timp, că am o voce foarte comercială și chiar și care am luat-o ca, da, ca pe un foarte mare compliment, păi știi? Da. Da. Bine. Eram convins că o să rupi. Da, nu în sensul ăsta, dar în sensul că mie cel mai tare compliment, nu știu, până și pentru o piesă. Ieri la Morar am mai auzit chestia asta, am fost la Morar și mi-a zis, băi, asta e o piesă urechelniță. Mă gândim, mă, ce tare e asta, piesă urechelniță, e cel mai tare compliment pentru o piesă, știi? Care ți intră în cap și nu îți mai iese de acolo toată ziua, știi? Sau, nu mai știu, am mai zis, mai erau din asta pentru piese. Contagioasă, piesa asta e contagioasă, mamă, mi se pare tare, da. Știi? Pentru o piesă să-i se atribuie astfel de da, eu cred că ai putea compliment. Să cânti orice să rămână în cap oamenilor. Păi mă bucur că tu crezi asta. Chiar cred chestia asta, da. Un mesaj pentru orașul meu, Slatina. Magda, te pup. Păi eu tot aduc în discuții Slatina de fiecare dată când e cazul și de fiecare dată când îmi amintesc cu drag de Slatina. Păi din păcate nu prea știu ce mai e pe la Slatina pentru că nu merg foarte des. Adică nu merg atât de des cât ar trebui sau atât de mult dor cât îmi e de ai mei și atât de mult cât mi-aș dori să stau pe acasă. Dar asta e. Cred că fac niște lucruri constructive pentru mine deocamdată, dar e important și să nu uit să mai ajung pe la ei din când în când. Adică acasă, să fac lucrurile care contează. Acasă, fapt, rămâne acasă. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult, cred că am trecut de două ori prin Slatina. De fiecare dată, nu știu, poate era doar la intrările alea sau așa, dar zici că trecuse tancul cu frâna de mână trasă, boss, pe intrările alea în oraș, pe cuvântul da, meu. Da, știu ce zici, știu ce zici tu, dar în oraș să știi că orașul, cel puțin, când am plecat eu, arăta foarte bine și cred că încă arată foarte bine. Știu că, habar n-am cine mai e primar acum sau ce se mai întâmplă prin Slatina, sincer, nu mai știu, dar atunci când eram eu acasă, prin ultimii ani, începuse să arate foarte bine orașul. Ia zi. Acum o săptămână am fost cu un prieten să-și cumpere o mașină. Și? Că acolo piața e destul de vastă. Apare. Și ea a plecat fără amortizoare. Slatina ca în Germania. Da. Face ce face, dă bine cu Slatina. Da. Da, era ok. Până la, nu știu, la primărie mai de lucrat pe acolo, este ok. Mhm. Colaborare cu ea. Colaborare. Uite la Piatra Neamț. Da, da, da. Bă, ai citit, mă, ăsta mesajul ăsta de la Marius Mititelu?
Am văzut, da. Tare, da. Păi și spui sau? Păi și spui sau nu? Nu. Zi, mă, Joe! Hai, mă, hai, zi, mă! Prinde și tu curaj. A? Fii și tu, bărbat! N-am nimic cu nimeni pe pământul ăsta. Păi da, nu e... De ce l-a stricat un câine? Păi că era cu Dinamo, de-aia. Bine, dar nu, cred că el nu voia neapărat de Dinamo, să zici. Înțelegi? Că voia să te audă zicând un cuvânt urât. Cred că asta voia el. Dar nu vrei. Mare lucru, să zici. Ia, taci că vine Andrei înapoi. Andrei, vino să faci încheierea. Are de lucru. Bă, dar noi nu avem cum să mergem noi peste el? Cu toate camerele. Nu putem să luăm? Nu avem, nu? Și cu luminile. Liniștiți-vă, nu avem păi, cum. Pot să car eu camera aia și cu LED panelul ăla. Ai face orice să fii în spatele camerelor, nu în față. Bravo, foarte bun asta, corect. Mi-a plăcut asta. Să măcar Forța Steaua. Uite, Forța Steaua zic. Că-i tata stălistă. Și prieteni. Mai zi o dată. Și toți prietenii mei. Ce că poate spune Randy. Da, mă, cu acestea fiind zise, să vă fac calculul. Uite-te câți microbiști. Doi ori. Câte minute s-au făcut? De 40 de minute. Uite, vezi și tu ieftin camion. 40 de minute ori 10 euro. Aici a buget la live-ul ăsta, frate. Plus TVA de 2, cât mai e TVA-ul? 19? Vezi că el de asta te întreba de bani mai devreme. Corect, 35%. 35% TVA. Că nu i-ai spus. A ieșit că San îmi va filma și edita toate clipurile pentru tot restul vieții lui. La banii ăștia. Uite că m-a întrebat cineva dacă și când regizez și îmi și filmez clipurile. Na. E bună întrebarea. De buget. Poți să răspund eu la jumate? 80% din cazuri am un director de imagine care se ocupă cu asta și cu care colaborez foarte bine. Dar se întâmplă... Ce? Cum? Se întâmplă să... Zi-mă. Gata, nu mai e cu... Zi-mă. Da, se întâmplă adună-te. Să și fac absolut tot singur. Da. De aceea eu... Nu e rău deloc. Dar tu și filmai înainte. Da, da. Cum și nu mai faci... Adică... Și atunci tu ce faci? Tu le dai camerele în mână și... La tine l-am avut pe Bogdan Filip. L-am avut pe Bogdan Filip care mă înțeles super bine, dar na, se întâmplă să mai iau și eu camera în mână să filmez, când vine tot răsnaie. Da, pe set acolo. Da, voi filmați. Uh-huh. Și ai dat acțiune, da? Da. Și după aia cât timp oamenii fac ce le-ai zis tu să facă, da, sau cum nu. E acolo sau nu? Da. Tu în timpul ăsta vorbești în continuu. Hai acolo, hai, schimbă acolo, da. Da, dacă non-stop e... așa, adică e o gălăgie totală pe set. Da, continuă? Nu chiar așa, nu te gândi că e un prost care țipă. Bine, nu mereu. Așa? Nu mereu, da. Na, dar se mai întâmplă să, nu știu, să-mi iau camera să mă duc eu să fac ceva repede. Să completez mai repede scena respectivă. Comprende. De mine, că știi. Interpretezi începutul de la acele, te roagă Bogdan? Ce anume? De la acele, începutul. Începutul refrenului, îl știu. Da, acele tale îmi fac tatu, sub piele îmi schimbă sângele vene și-aș vrea să mă trănim în doi. Și atâta e, nu? Asta a fost începutul. Yay! Spune-mă numele. Îmi spui numele? Dar eu n-am înțeles niciodată de ce își doresc oamenii. Nu, dar e un prieten de-al nostru, de asta râdem, okay. Că e... E un prieten de-al nostru că, Cristi Gabriel, cum a zis, Andrei, 250 de aici sunt prietenii mei. Cică foarte aproape de Cătălina Toma? Nu mi se pare. Mamă, nu știu, mie nu mi-apar comentariile astea, nu știu de unde citești tu. Poți cânta puțin din piesa nouă? Nu cred, nu? Ba da, din care piesa nouă? Din Chesera Sera, am cântat deja. Din asta pe care o cânti cu Shift. Bă, cred că da. Vă rezolvă fratele vostru, ia zi. Tu nu știi că luăm filmăm clip? Lăsați, nu mă duceți cu... Cântă-ne așa un pic din piesa asta. Taci inimă și nu mă mai lovi.
Taci inimă, că iar mă fac să fac prostii. Tu, inimă, arată-mi unde am greșit. Tu, inimă, nu mă lași să uit nimic. Deci taci, mă rog, inimă, nu mă mai lovi. Mă rog, bine când nu sunt răcită. Taci, inimă, nu mă mai lovi. Vezi? Da, nu e bine. Tare. Că grasul zice, lovește inimă cât de tare poți... Încă sunt aici, fiindcă pot să le duc. Deci la el să lovească inima, la tine să nu lovească inima. Da, mă, câteodată inima lovește mai tare decât ar trebui. Apropo de asta, inima ta este lovită în această perioadă a vieții tale? O, inima mea este foarte bine în această lovită perioadă de vieții. Lovită de cupidon, mă refer, nu de dureri din astea. Nici măcar, mi se pare că lovită e un termen nepotrivit. Inima mea este pur și simplu bine. Deci ești îndrăgostită. Deci da. Ești îndrăgostită. Și acum stai că vin întrebările. De cine? De cine? Și cu cine? Îți vor spune ei de cine ești îndrăgostită, imediat. Ia să vedem. Cea mai îndrăgostită sunt de muzică. Bullshit. Da. Nu, mă, se Puberul vede că e îndrăgostită. E îndrăgostită. Da. Clar. La Piatra Neam să te duci, că întreabă aici prietenul. Mă duc, dragii mei, când mă chemați, cu mare drag, vin, niciodată nu zic nu. Deci mergi și la German Rock. Mai departe. Uite, am început comentariile, cum îl cheamă. Ți-am zis. Păi da, cum am omit aici. Wow, dar chiar știți tot despre mine. Da. Și când mai faci un live, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat? Adică vrei să... Când mai strâng bani să poți să te chem. Îmi place, îmi place. Da, da, poți să faci un pachet mai mare și ți-au mai puțin bani, știi? Un pachet mai mare care să cuprindă ce, dragul meu? Foarte multe live-uri din astea și... A, am crezut că nu, să... Nu, lumea oricum o să creadă. Nu, nu mai spune. Nu, asta. Oamenii chiar o să creadă, te plătesc acum. Da. Păi și, da. San, îți mulțumim... Da, Cristi Gabriel, așa e? Ne faci clipuri. San, îți mulțumesc pentru că îmi faci clipuri. Eu vă mulțumesc că mă inspirați să vă fac clipuri și că mă alegeți, da. Băi, ia stai, mă, stai că vreau să te întreb și de tatuaj acum. Și tu ai tatuaje? Trei tatuaje, ia. Ăsta de pe așa, pe ăla-l știu. Și mai am unul pe spate. Da, am plasă acum. Să văd eu. Unde pe spate? Dincolo. Pe celălalt spate? Aici. Poți să citești ce scrie? Da. Music is what? Feelings sound like? Yeah. Ah, e bine. În traducere din franceză? Chesera. Da. Și la tine, tu ce ai acolo? Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Da. Bă, stai mă puțin. Adică, sunteți nebun la cap. Nu mă întreba ce înseamnă. Nu vreau. Bă, deci aici are un plop din ăsta obosit de la România și aici are un palmier, frate. A? Metaforă. De ce ai brad, ești nebun de plop. Brad, bă. Și aici e un cauciuc de mașină. E un OZN wannabe. Aici e o piramidă tot așa cu ceva. Bă, dar e tare, tu ți l-ai desenat? Mă, l-am desenat în Muscus, l-am pus în pagină cumva. Aha. Din mai multe din idei. Da. Da. Am făcut o filă de Photoshop, un PNG. Și după aia te-ai dus cu el, ăsta am e. Am dus cu el, da. Foarte te frumos. Te duci cu moodboard-ul la client, la Joe. Uite, eu cu Sana vorbim mult despre tatuaje. La viața noastră și el m-a inspirat cu o chestie. Eu aveam în cap să mă umplu. Mamă, sper că nu se uită tata în momentul ăsta la live-ul ăsta. Și ți-a trecut? Mama sigur se uită, dar mama e mai... Și ți-a trecut? Mama e mai tare. Nu, mamă, cum mă sper, din nou să nu se uită tata. Nu mă glumesc, nu sunt tare amândoi, ai mei sunt fresh, rău, sunt tari. Dar voiam să mă umplu și San m-a inspirat și mi-a zis niște chestii foarte tari pe care chiar o să le iau în considerare, să nu-mi fac mâneci din alea, știi, da, complete, ci să-mi fac tatuajele erisite dacă mi le fac și la un moment dat sunt sigură că o să mă umplu. Vreau doar să zic că nu-mi fac niciodată tatuajele ca o nebună când vine astăzi o idee și mâine mă duc să mă tatuez. Am proiecte de la 14 ani în telefon, notate și desenate și idei și chestii la care umplu și modific și zilnic, eventual. Da, și chiar ajung să le fac după mulți ani. Asta l-am făcut, mi-am dorit să mi-l fac în Barcelona și mi-l-am făcut după 3 ani de zile. L-aveam telefon de 3 ani de zile și tot în Barcelona m-am dus să mi-l fac. Mă rog, o să fie continuat. Tata, ca să știi.
Tot în Barcelona. O să fie că... Nu, nu neapărat în Barcelona. Soarele am vrut să-l fac în Barcelona. Ce urmează nu mai contează unde. Da, da, da. Am avut noi discuția asta despre Barcelona. Joy este mega îndrăgostită de Barcelona. După câte se poate observa, mă duc din nou. Whatever. Săptămâna viitoare. Că te-au impresionat mai mult părțile de pe lângă Barcelona, da, din câte de mi-ai pe lângă spus. Barcelona. Am fost și superb. Eu și știu, ai dreptate, dar Barcelona ca și oraș pe mine m-a spart. Costa Brava se numește. Costa Brava, da. Și este foarte frumos. Cu stânci, cu nebunii. Am fost și acolo, e foarte frumos, foarte frumos. Într-adevăr. Da, hai că ne-am luat la revedere. Bine. De vreo 5 ani. Păi, la revedere, vă pupăm, vă mulțumim. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați să dați subscribe la Famous Production și la Kid Music. Și nu uitați... Nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook. Sebastian Coțofană. Joe Câte Oficial. Câte like-uri ai pe pagina? Cu 2F. Cred că am sărit de 150.000. Nu știu 100... exact, sincer, nu m-am mai uitat de mult. Și eu tot 40.000 am și de aia întreb. În schimb, folosesc Instagram-ul foarte... Ce-a zis? Adică schimb... gen mai veni și la mine. În schimb, da mă, Sebastian Coțofană, nu? Da, dar mai mult decât atât, mai important pentru mine decât să veniți pe pagina de Facebook este să mă ascultați la Pro FM de luni până vineri, de la 16 la 19 și asta o zic chiar pe bune, fără niciun fel de... Sunt super serios. Știu. Da, chiar îmi doresc asta. Eu chiar te ascult. Mersi. Și când nu te ascult, să știi că intru la tine pe pagina de Facebook pentru că am văzut că mai postezi părți momente, din... Da. Exact, și intru și văd și chiar mă amuză. Ca să nu mai vorbim despre canalul tău de YouTube pe care îl urmăresc altceva. Constant, ca să văd dacă zice ceva de mine, nu de altceva. De tine prea puțin am zis. Și da, mersi. Păi, da, vezi că de Randy chiar fac episodul sonar viitor. Știu, mă, știu că mi-ai trimis. Altceva. Știu. Și mă mai uit, știți de ce mă mai uit la el pe canalul de YouTube, la Poliția Muzicii? Mă uit pentru că la piesa Peripit, mereu găsesc piese tare. Mereu găsesc piese Merci. Tare acolo la tine. Și săptămâna viitoare, piesa pe care o pun Peripit este chiar de la Joe. Bă, da, tu chiar ce ai fost... Vrăjeal. Ba da, mă, asta de mi-ai trimis-o acum, săptămâna a, trecută. E o piesă pe care eu i-am trimis-o lui, da. Să o pună Peripit, nu că e o piesă de-a mea. A, nu, e... Tu mi-ai dat-o ca recomandare. Da, mă. Da. Știu. Așa. Când mai găsesc o piesă bună, eu trimit, că știu că și eu găsesc piese bune la el și cumva mă simt datoare. Mi se pare corect. Da. Mersi. Așa, Joe Oficial, joe.ioana.a pe Instagram. Să anunți botezuri cu metrici, aveți de filmat, de asta, divorțuri, facem tot și la parastas, da, frumos, venim cu două camere, depinde. Facebook. Atmosferă, figurație, facem bine. Da, înțelegem și la bani. San, S-A-N. Da, și San Palton pe Instagram, că atât San s-a putut. Palton. San Palton. Și face poze, da. Mișto. Pentru Instagram. Instagram, uitați-vă. Face și clipuri mișto. Imaginat. Dacă aveți nevoie de o filmare, dacă aveți nunți, botezuri. Exact. Specializat în cumetrii și despărțire. Deci dacă aveți nevoie, îmi spuneți mie și eu îi zic lui. Ca să intre și la mine 10%. Despre asta e vorba. Hai, la revedere. Cel mai bun manager. Asta este. Vă mulțumim. Pa. Să curgă în pahar acum. Sau ceva. Gata? Mă avem, da. E de mijul. Băi, data viitoare.